Alo, bună ziua, vă ascultăm, stați în direct. Bună ziua, bună ziua. Bine v-am găsit, sănătoși. Mulțumim, la fel, sănătate să avem. Mersi, la fel. Am și eu câteva întrebări. Deci am cumpărat rătă de varză, l-am ajustat așa un pic cum se face la fundulițe, l-am pus în pământ și nu știu cu ce să vă stropesc. N-am avut până acum rătă de varză. Exact cu ce stropiți și roșiile, ardeii, deci și varza este o legumă. Și puteți să stropiți, însă mare grijă că la varză se poate instala musculița albă de seră. Da. Mare și... grijă. Și atunci va trebui să cumpărați un insecticid anume pentru așa ceva. Ce anume? Păi... îmi scapă numele acum, dar... Și coragenul este pentru musculița albă de seră. Puteți să-l folosiți și... Mospilanul merge pe musculița albă de seră. Și să nu uitați la varză. Până găsește domnul Ribu răspunsul cel mai potrivit pentru noastră, la varză să adăugați în cocktail siluet sau siluet top. Este un adjuvant care reține soluțiile pe frunzele verzei, având în vedere că frunza verze are ceară pe frunze. Și să notați produsul. Voliam Targon este omologat expres pentru musculița albă de seră. Da. Și pentru cei care au musculița albă de seră în spații protejate, sere sau solarii, și au deja castraveți care se recoltează, sau au roșii care se recoltează, sunt două insecticide care le puteți folosi pentru musculița albă de seră bio. Requiem sau Flipper. Astea sunt insecticidele care le puteți utiliza și afară, dar mai cu seamă în spații protejate.